O comună în doliu, suflete împietrite de durere și o mulțime de întrebări fără răspuns. Oamenii din Coteana și-au plâns și și-au condus pe ultimul drum primarul. De 25 de ani, Victor Dima a fost zi de zi alături de ei. S-au bucurat împreună de realizările din comună și au trecut uniți peste greutăți. Acum însă el a plecat pentru totdeauna și i-a lăsat singuri pe ulițe, povestind cu lacrimi în ochi despre cel care a fost cel mai bun primar în cea mai frumoasă comună din Olt. Nemaipomenit de bun. Cum se cade cu toată lumea? A făcut multe pentru Codeana? Foarte, foarte multe. Foarte multe a făcut pentru Codeana. Căminul cultural, tot. Parc în vară, credință pentru copii, școală, toate alea. Un om deosebit. Ne pare rău că trebuie să vorbim la timpul trecut despre dânsul. 25 de ani, numai lucruri bune a făcut în comună. Toată lumea respectă, după cum și vedeți ce este, buhoi de lume. Ne pare rău că, vă zisei, trebuie să vorbim la timpul trecut despre dânsul. Și bolnav și totuși se ocupa de comună. Regretați? Foarte mult. Dar toată lumea a făcut bine. S-a purtat foarte bine cu lumea. S-au ocolit jumate țara și un așa primar n-a ales să găsiți. Stă. Foarte bun, foarte corect, foarte cu minte. Cu toți, și în stradă, și peste tot, vorbea cu toți oamenii el. Niciodată nu refuză pe nimeni. Nu avem cuvinte. Autorității județene, colegi, primari, dar și zeci de prieteni au fost alături de familia îndurerată și l-au condus pe Victor Dima pe ultimul său drum prin comună. De o parte și de alta a drumului, bărbații își scoteau căciulile în fața cortegiului funerar. Iar cu lacrimi în ochi, femeile își făceau semnul crucii și se rugau pentru sufletul celui pe care, 25 de ani, l-au ales să le fie primar. Și pentru ultima dată, primarul Victor Dima s-a oprit la primăria din Coteana, aici unde și-a petrecut tinerețea și viața sa. Nu a mai intrat însă și nu o va mai face niciodată de acum încolo. Primarul lor, al oamenilor din Coteana, nu mai este. A rămas în urmă un steag negru și multă durere.